competiție grandioasă la Chișinău. Pe 14 octombrie va demara a doua ediție a turneului internațional de judo Cupa Oleg Crețul. La sala polivalentă vor lupta aproximativ 300 de sportivi din 12 țări. В этом году мы проведем этот турнир еще, на более достойном уровне. Задача, чтобы в следующем году турнир Олег Крецу был включен в официальный календарь соревнований Кубков Европы. Invitații de onoare ai turneului rezervat cadeților vor fi 4 campioni olimpici la judo din Federația Rusă și Franța. Aceștia vor oferi duminică un masterclass tinerilor judocani. Мне не отказали, они говорят, Олег, обязательно приедем, потому что на этом дети растут. И приедет Тагир, я был олимпийский чемпион в Лондоне. Галасян, Арсен, тоже олимпийский чемпион в Лондоне. Мансур Исаев, олимпийский чемпион в Лондоне. И француз Джамал Борос. Mai mult, la turneu sunt așteptați președintele Federației Internaționale de Judo, Marius Vizer, dar și conducătorul Uniunii Europene de profil, Sergei Soloveicic. Și o să fie o premieră, o să fie un moment special pentru judo din Republica Moldova. Oleg Crețul este campion paralimpic la Beijing 2008 și a mai cucerit și argintul la Jocurile Paralimpice de la Atena în 2004. El mai are în palmares 4 titluri mondiale și 3 europene.